Un nou proiect de lege pentru șoferi este pus în dezbatere în această perioadă și așteaptă aprobare. Șoferii care rămân fără permis sau certificat de înmatriculare ar putea obține de acum un cod unic de la poliție, cu ajutorul căruia pot scuti drumurile către instituții. De asemenea, codul unic va fi util pentru accesarea documentelor online, iar traseul documentelor de la unitatea pe raza căreia documentele au fost reținute și unitatea pe raza căreia au fost emise va putea fi urmărit online. Acest cod unic va fi introdus pe o platformă gestionată de Ministerul Afacerilor Interne și în acest mod șoferii nu vor mai fi nevoiți să meargă în instituții pentru recuperarea actelor. Conform legii actuale, documentele rămân pentru 15 zile la unitatea pe raza căreia au fost reținute, iar apoi sunt trimise la unitatea pe raza căreia au fost emise. De multe ori, acest termen se tot amână și șoferii sunt nevoiți să facă mai multe drumuri între instituții.